Pele a primit ultimele elogii de la familie, public și autorități. Fanii s-au adunat în fața stadionului Villa Belmiro din Santos, așteptând să-i poată aduce un ultim omagiu marelui fotbalist. Cortegiul funerar a parcurs 80 de kilometri în 2 ore și a fost escortat de poliția militară pe stadionul pe care Pele a marcat 288 din cele 1282 de goluri ale sale. Personalități precum președintele Lula da Silva sau Neymar vor participa la funeraliile lui Pele. În Brazilia a ajuns deja și președintele FIFA, Gianni Infantino, care a venit și cu un anunț pentru lumea fotbalului. Acesta va cere tuturor țărilor membre să atribuie numele lui Pele unuia dintre stadioanele lor. Pele leaves an incredible legacy for football, a unique legacy. Pele had I think the gift of God, a gift that very few people on earth have. And it's a gift to touch the hearts and the emotions of people. The fact that so many people around the world, hundreds of millions, billions of people like me who have never seen Pelé play, remember him.